Hei, hei, ce faceți? Bine v-am regăsit pentru un nou video. Astăzi, pentru că avem atât de multe lucruri de făcut și nu apuc efectiv să filmez, am decis că este mai ușor să fac un video cu o zi din viața noastră. Eu acum am mâncat micul dejun cu Paul. Paul s-a dus la lucru, eu încerc să o adorm pe Mia pentru că este timpul pentru al doilea ei somnic. Și nu știu dacă vedeți, dar este o zi atât de faină. Știu că eu am pulovărul ăsta gros pe mine, dar sunt trează de la 6 sau 5. Uitați ce soare e afară, ce frumos! Și pentru că este așa de frumos, am decis că astăzi o să lucrăm la casă mai pe după masă, pentru că de-aia suntem atât de ocupați, încercăm să terminăm casa, să ne mutăm cât de repede. Și am decis că o să mergem cu ea în parc, în parcul copiilor, pentru că poate mai vede niște copii și să ne bucurăm de soarele ăsta frumos. Așa că o să vă luăm și pe voi cu noi și sper că o să vă placă să petreceți ziua cu noi. Noi acum o să ne mai plimbăm puțin și o să încercăm să adormim. Am adormit-o pe Mia și am venit până la facerea noastră. Am ceva treabă până mă aranjez și până-mi fac părul. Dar, în timp ce o plimbam pe Mia pe afară, am observat că unul dintre brazii ăștia uriași se usucă și nu știu de ce și nu știu ce să-i fac. Așa că dacă știți ceva remedii pentru un astfel de brad uriaș, să-mi spuneți în comentarii, că vreau să-l salvez. Stați să vă arăt mai bine cum arată. Este tot îngălbenit, niște crenguțe sunt deja uscate și îngălbeneala lui merge până sus de tot. It's dinner time! Niam, 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 niam. Păpăm acolo. Eu am fost însărcinat să aleg un outfit aici și am ales niște chestii. Astea trebuie aranjate, logic. Dar, ca orice părinte responsabil, mai amânăm un pic. Să începem cu acest body frumos, cu dinozauri. Rochiță, fustiță, sarafan. Salopetă, sarafană. Sarafan. Și acești iegări. Ce zici? E bun outfit-ul? Do you approve? Poate să pregătească mami, că le-am promis că mă aranjez cu ei. Bebe care stă în funduleț. Nu știu dacă ați văzut până acum, dar acest bebe stă în funduleț. Oh! Și râde. Sănătate. Bun, hai să schimbăm fetița asta. Ok, cât Paul o schimbă pe Mia, eu o să vă arăt machiajul meu rapid de fiecare zi. A început să bată vântul afară, ceea ce înseamnă că buzele mele au devenit super, super uscate și mâinile la fel. Așa că îmi place să folosesc acest lip balm. Și numai ce m-am spălat pe față și pe dinți, așa că încep cu o cremă hidratantă, asta de la Roche Posay, îmi place cel mai mult. Am luat din întâmplare, vreau altceva să comand și am comandat-o asta pe care o folosesc și eu și Paul. E foarte hidratantă și are un SPF de 20, ceea ce e super bun în orice zi, chiar dacă îi soare sau nu. Aplic acest autobronzant. Fața mea, nu știu dacă v-am mai spus, adică știu că v-am spus pe un video, eu am rosacea, adică cuperoză, și fața mea are cu totul altă culoare față de restul corpului. Așa că am descoperit acest autobronzant foarte, foarte fain și hidratant. Îmi place extrem de mult ăsta pentru că e foarte subtil. Și se vede diferența doar dacă l-aplici în fiecare zi. Stai să vă arăt cum se numește și cum arată. Apoi fondul de ten.
de la Estée Lauder. Nu este fondăten pe care îl folosesc în mod normal. Este Double Wear fără nude. Asta are altă culoare față de cel Double Wear normal. Cred că e și mai ieftin. Dar mi l-a cumpărat mama și nu am vrut să-l arunc. Așa că îl folosesc în culoarea asta mai deschisă și aplic o pudră mai închisă. Dar pun foarte puțin. Apoi pudra asta, care e puțin murdară, de la Gosh. Nu știu, nu e nimic special despre ea, am luat-o pur și simplu la întâmplare în Douglas și îmi place. Merge foarte bine cu fondul ăsta de ten care e mai deschis puțin pentru că e mai închisă și are o textură super ușoară. Îți face față să pară așa puțin bronzată, dar nu arată ca și când ai machiaj pe față și nu e cakey deloc. Știu că e murdară paleta asta, dar o folosesc în fiecare zi și nu am mai curățat-o pe spate. Gata. Apoi am tot de la Douglas, mi-am luat în același timp cu pudra paleta aceasta de highlight. E foarte naturală la culori și îmi place cum arată pe față. Mai ales peachy ăsta. Puțin blush din paleta asta de la NYX. Pe care cred că tot vedeți. Sprâncenele momentan sunt laminate, trebuie sprânzate, când sunt laminate îmi place foarte mult cum arată așa natural, fără să le pun nimic, dar ca să reziste puțin mai mult o să aplic această mascara de sprâncene de la Sephora. Și ultimul pas este aplicarea rimelului, îl folosesc pe acesta, Size Up de la Sephora. Îmi place foarte mult că dă mult volum, dar nu este greu. Și asta este tot, machiajul meu de 10 minute sau nici atât. Gata, mai trebuie să îmi fac părul. Și pe buze o să rămână acest lip balm pentru că e foarte hidratant și totuși are și un pic de culoare. Dar asta este tot ce fac de zi cu zi. Încerc să fiu cât mai rapidă și să am machiaj cât mai natural. Și mai ales mergem doar în parc. Deci, cam așa arată. Acum o să merg să mă îmbrac, să-mi fac părul, să punem pe mine mașină, să-i pregătim geanta și plecăm. Și am plecat. Mergem în parcul copiilor, Mia. Bine? Parcul copiilor. Bine? Bine, să trăiți. Jos în parculeț. Alo. Cine e aici? O gâză mică? Oh. Astăzi, adică avantajul să ai apacerea ta este că poți să mergi în mijlocul zilei în parc să cauți copii dacă este zi însorită. Deși noi lucrăm tot timpul, mai avem zile libere. Măcar atât. Ne bucurăm de, cred că, ultima zi de toamnă în care e cald afară. Și căutăm copii. Vine frigul! Acum? Ceva de halit. Gen de bun, știi? Da, să vedem dacă e altceva în afară de popcorn. Ceva gen fornetti sau pastry? Da, fornetti nu găsim aici, dar nici patiserie nu cred că este. Ceva bun și ceva... A, numai prin centru, dacă merge. Înghețată. Dar mă doare gâtul. Dar ce fain e afară, așa-i? Da, super. Bun. Ce urmează? Să ne uităm aici, ce vedem. Să vedem pe ce o să ne putem da cândva. Când mai crește.
fost mai jos un pic căpurița asta. Ce fac oamenii ăștia cu mine? Unde mă bagă? Oh, of course. Ce? Am pus mâna pe ăla. Mai tare, mai tare. Nu se poate să plecăm în oraș fără să ne oprim și pentru noi să cumpărăm ceva la casă. Așa că am venit în Dedeman. Mia doarme foarte bine în Dedeman. Așa că e timpul să o adormim. Ia să vedem. Îți bebele? Statusul. Opa! Asta este gardul, adică na, panourile la care ne-am uitat. Arată frumos și este și la un preț super bun. Vopsite alb, nu așa? Da, vine vopsit alb de preferat, că în rest ce am văzut nu ne-a prea plăcut. Mie doarme deja. Ah, mie doarme. Ba nu, mai are ochii deschiși. Și mecheră. Iubirea, da, imediat adorme. Da. A durat 5 minute în Dedeman. Cred că trebuie să venim aici mai des, baby. Da. Da. Pietrele astea sunt perfecte, nu? Pentru vană. Da, ideea noastră este să avem o cadă, de așa, o cadă freestanding. Și în jur am turnat așa pe mai jos și o să punem pietricele, să fie așa spate. Da, să fie la nivelul greșei, doar că o să fie piatră în jurul vanei. Și bun. Asta pare destul de faină, adică nu e nici prea mare, nici prea mică. Asta e ceva cred mai mică, aia asta la altă am... e cam mare și că e marshmallows. Dacă tot am vorbit de casă, cred că ar trebui să facem un house update. Să le arătăm și lor casa, prin casa la care lucrăm în fiecare zi. Da, putem merge după când ajungem venim acasă, da, da. După ce plecăm. Și uite că n-a durat mult și... cineva doarme deja. Cine s-a trezit când am pus în scaunelul de mașină? Wow, ce drum! Ui, mic! Bouncy ăsta, nu știu cum să-i spunem. Săritor de bebe. Săritor de bebe, na. Am băgat-o pe pubic în el. Și are și hiccups, sughiță. Așa, bravo, papi! Jumpy, jumpy! Jumpy, jumpy, da! Jumpy, jumpy! Jumpy, jumpy! Îți place iubirea mea! Jumpy, jumpy, uite! Jumpy, jumpy, papi! Jumpy, jumpy! Mă, îți place! Ia uite ce e sărim! Și l-am luat de pe OLX cu cât, baby? 45 de lei. 45 de lei a fost. Ieri l-a comandat și azi a ajuns deja. Nici nu m-am așteptat. Bun. Ok, azi am ajuns acasă. Suntem foarte obosiți și vrem să mâncăm și poate după o să ne culcăm puțin. Pentru că ne-am trezit la 5:30-6, ceva de genul ăsta. Dar înainte am zis să venim să vă arătăm așa un house update. Pentru că dacă nu ne urmăriți de mult, nu știți, nici măcar nu știți că lucrăm la casa asta de un an. Așa că trebuie să aveți viziune acum, că vă explic cum o să arate. Asta e intrarea. Aici este o casă foarte mare. Mai sunt 2 etaje mai sus pe care o să facem exact la fel ca asta. Dar fiecare etaj o să aibă un apartament și o să fie holul comun. Și aici, intrarea în apartamentul nostru. Comparativ cu data trecută avem șapă pe jos și avem pereți gâleluiți și șlefuiți și aproape vopsiți. Aici o să fie living-ul, secageria. Aici o să fie semineu, televizor, canapele în jur, aici la geam o să avem o zonă de citit, ca o să facă un cadru de lemn, ca să putem sta să citim cărticele de copii. Aici o să avem un scaun, tot așa, o să fie o zonă de relaxare, o lampă. În spatele canapelor o să fie un hol de la înălțare, unde o să punem cuier, o să punem, nu știu, niște chestii așa drăguțe de organizare, obiți, așa. Aici intrăm în bucătărie, aici să fie bucătăria cu peretele ăsta, aici să fie o insulă mare, și aici, în spatele insulei, cu peretele ăsta o să fie sticlă, iar în spate o să avem zona
zonă de mașină de la Tuscatrufe, zona câinilor, aici se ținem pe căței când nu sunt afară și când vin să fie la noi caldă, o să fie sigur pe că n-avea și tot. Și aici o să fie dining. Aici avem o bibliotecă mare pe peretele ăsta și o masă unde să putem să mâncăm. Și aici o să fie ieșirea spre curte, pe care și eu și pe aia o să o amenajăm la un moment dat. Aici o să fie un bar. Mă va arăt la puțin. Nu vă zic cum o să fie bun. Aici fie dormitorul nostru. O să avem un pat aici. Aici o să fie închis, o să avem dressing. Posibil. O să se demachiaj. Într-un loc de editat poze, fotoare și măsuță. Și eu cu o ieșire spre curte. Care se ascunde mie. Adică e drapul de sub scări. Aici o să fie baia de servici, pe care încă nici măcar nu am șlefuit-o. O să o lăsăm la urmă, dar o să facem săptămâna asta să șlefuim și pe ea. Iar aici este baia principală. Aici o să fie carga de care vă spuneam. Este deja cumpărată, tot e cumpărat. Trebuie numai manopere și nu găsim muncitor așa cum ne dorim noi. Aici se vine bana. Și aici este puțin lăsat în jos pentru că o să astupăm cu pietricele pe care vi le-am spus. Aici o să vină un perete de sticlă între bară și duș. O să fie dușul și cele două la bară. Andrea și al Paul, care vrei, dispre perete sau dispre... Eu pe stânga mă gândesc că o să am. Aici stai tu? Da. Hei, ce mă cheam acolo? Serios? Da. A, pot să mă mut eu pe dreapta. Nu, no, it's ok, eu vreau pe dreapta. Na, bine. Și aici de ce? Camera mea preferată. Pentru că este camera mea și este așa de multă lumină. Și este așa de multă haină și de mare. Aici o să fie dulap, tot așa o să închidem. Și o să fie dulap. O să închidem cu niște uși foarte faine. Mi le imaginez așa ca în Hawaii, din așa albe cu... Cum se cheamă alea? Nu știu. Golurile alea, nu știu așa. Șipci. E primul vlog pe care îl chem în casa asta. Da, așa e. Asta a fost ziua noastră de astăzi. Urmează să mergem să mâncăm și să facem rutina de seară, pe care dacă n-ați văzut-o... Deja rutina de seară, mamă, ce repede. O am un alt vlog, un vlogul cu Mia, când o filmez toată noaptea și ce, cum arată noaptea cu bebe. O să pun aici sus, în video. Și vă mulțumim că v-ați uitat la acest vlog. Și că ați petrecut ziua cu noi. Da. Dacă mai doriți să vedeți astfel de vloguri, spuneți-ne. Chiar ar fi fain să ne dea niște sugestii ce video ar vrea să vadă la noi în comentarii. Da, ar fi foarte tare. Dacă aveți vreo idee de video pe care să-l facem sau Xeni să-l facă, lăsați un comentariu, lăsați o idee și o să le verificăm. Ok, ne vă pupăm și ne vedem data viitoare. Ciao! Bye!